sfântă. Ce înseamnă asta pentru voi? Pentru mine e, în primul rând, o încununare a eforturilor de-a lungul celor 12 ani, dar, în principal, este reprezintă o oportunitate de a învăța alături de cei mai buni din lume pe domeniul care îmi place mie cel mai mult, care este fizica și cu anumite valențe în filozofie. De ce ai aplicat la Oxford? E legat oarecum, cred, dacă ar fi să mă gândesc la primele mele tangențe cu Oxfordul din copilărie. Ar fi, cred că, prima oară când am citit Harry Potter. În mintea mea infantilă din clasa 5-a, conceptul de Hogwarts și conceptul de Oxford, cred că datorită asemănării fonetice, deveniseră una și aceeași. Și apoi când m-am mai maturizat și am uitat de vrăjitorie, ideea de Oxford a rămas. Și când am început să-mi dezvolt și pasiunea în fizică, oarecum s-au îmbinat și a fost facultatea de vis, să zic așa. Ce înseamnă fizica pentru tine? Ce te ajută fizica? Ce dorești să continui să ai o carieră în fizică? Studiul fizic oarecum îmi dă satisfacții foarte mari mie și pe plan profesional, dar în special pe plan personal. Alex, sunteți colegi de clasă? Cum de-ai luat decizia asta de psiholog? Nu suntem colegi de clasă, suntem colegi de generație. Eu sunt din clasa 5 la Rareș și decizia de a aplica la Oxford a venit în principiu din clasa 6, când am început să particip și eu la Olimpiada Națională de Fizică. Colegi mai mari, ar fi Titus Dascălu, Leontică, Sebastian, Daniel Manole, am simțit un fel de o relație, nu știu, de mentor puțin. M-au ajutat, mi-au deschis anumite orizonturi și motivul principal pentru care am aplicat a fost și renumele. Știam de facultate, de această universitate, eram entuziasmat când am aflat că din Rareș se poate ajunge acolo. Când știam că am colegi mai mari, care au urmat aceeași pași, au fost la aceleași olimpiade, au luat premii și au ajuns acolo. Și că aș putea și eu. În cazul meu este aproximativ 37.000 de lire pe an taxa. Și este o provocare extraordinară, mai ales pentru, având în vedere că venim într-o țară cu un venit mediu sub cel al Uniunii Europene. Aveți la tine un șor? Nu, e aceeași situație. Reprezintă taxa. E păcat că o astfel de confirmare a rezultatelor, o finalizare a liceului, e alterat acest rezultat de greutățile de acest fel. Și că ne împiedică din a ne bucura complet de rezultat. Există vreo soluție pentru voi? Există diverse surse de, nu știu, de burse, de oportunități, dar cazul specific al Regatului Unit acum e destul de dificil pentru oricine din afara țării. Cursul strict de a fi admis la Oxford, nu, aș spune că a fost oarecum mai, a fost facilitat de munca noastră din anii precedenți. Dar a fost și muncă, dar a fost o muncă oarecum îndeplinită cu plăcere. A fost ceva firesc pentru noi, presupun. Nu a fost o muncă pentru asta. De lungul anilor am studiat fizica din pasiune. Olimpiadele au venit ca un exercițiu care uneori era și o confirmare, un motiv de bucurie, dar nu am făcut, nu tot parcursul a fost pentru Oxford, pentru o anumită universitate. A fost pentru fizică, pentru noi, pentru ce ne-a plăcut să facem. Și în afară de a învăța, ați mai făcut și altceva? Ați avut timp? Da, bineînțeles, avem prieteni, avem destul de mulți prieteni, avem pasiuni, mie îmi place foarte mult să joc fotbal, avem ieșiri în natură. Ideea aceasta de elev care stă toată ziua în casă și studiază este ori învechită, ori este bazată pe un eșantion foarte mic de oameni. În mare parte, fizica se îmbină cu celelalte pasiuni din viață și ajung pur și simplu să ajunge să-ți coloreze restul vieții. Sunt anumite perioade în care poate lucrăm mai mult, poate dedicăm mai mult timp fizicii, olimpiadelor, concursurilor, ceva anume în acest domeniu, dar n-am simțit niciodată că ar limita viața socială, că ar limita pasiunile pe care putem să le avem. În afară de munca voastră din toți acești ani,
dacă mai a fost ceva care a contat în alegerile voastre pentru Oxford? Cred, au fost părinții care n-au fost mereu alături, prieteni care ne-au ajutat și ne-au fost alături de noi la fiecare olimpiadă, ne erau mereu succes, ne felicitau, dar și domnii profesori. Eu l-am avut pe domnul profesor Secare, din clasa 6 la fizică, și mi-a fost mereu foarte aproape în pregătire pentru olimpiadă, mereu trimitea materiale suplimentare și a fost unul dintre cei mai mari contribuitori, ajutoare pentru mine în drumul meu de studia fizică. Da, cum a spus și Alex, pe lângă muncă, este foarte importantă și susținerea pe care o ai în rândul părinților și al prietenilor. Sunt foarte multe momente în care te poți simți copleșit sau poți simți un anumit grad de saturație când vine vorba de studiu și atunci e foarte important să ai pe cineva drag lângă tine care să îți spună ori bine, poți să iei o pauză sau eu știu că tu poți mai mult, haide să te ajut să te relaxezi. Și pe lângă asta a fost și relația cu profesorul, care este foarte importantă pentru un elev, în primul rând în dezvoltarea sistemului lui logic de gândire al fizicii. Eu am fost elev al Colegiului Tehnologic Spiru Harep din clasa 1 până în clasa 8 și am avut-o din clasa 6 profesoară de fizică pe doamna Mihaela Pântea, cu care am avut o relație foarte strânsă și asta cred că m-a ajutat oarecum să dau și o natură afectivă studiului fizicii. După aceea a venit intrarea la Colegiul Național Petru Rareș în clasa 9 și de acolo a urmat și relația cu domnul profesor Oniciuc, care din nou am avut o relație foarte strânsă și m-a ajutat să înțeleg fizica și prin elementul matematic superb logic și prin relația cu dumnealui, care în momentele în care exista o problemă mai grea, eram amândoi acolo să o rezolvăm. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să faceți publică această reușită deosebită a copiilor noștri. Este unică în istoria Colegiului Național Petru Rareș și o spun cu foarte mare mândrie. Dacă de obicei, în general, la nivel național, când se vorbește despre copiii care sunt admiși la instituții de învățământ superior de mare prestigiu, discutăm de copii care sunt de la un anumit colegiu din București, un colegiu care culege toată inteligența românească la un loc. Iată că noi am reușit ceea ce facem de mult timp, de vreo 5-6 ani, împreună cu colegii mei de la disciplina fizică, să-i ținem la noi la școală și să le arătăm că pot avea posibilități la noi în școală de a se forma, de a fi niște foarte buni profesioniști, dar în egală măsură niște copii cu abilități sociale, niște copii care știu să aibă o prietenă, niște copii cu care poți discuta multe lucruri, nu numai un singur domeniu. Sincer, sunt foarte mândru de ei, de colegii mei, de faptul că am reușit împreună să ținem aproape acești copii de mare valoare ai județului Neamț și să arătăm că în Colegiul Național Petru Rareș, copiii care doresc să facă performanțe, copiii care doresc să obțină rezultate foarte bune la nivel internațional, o pot face fără niciun fel de problemă. Îl cunosc pe Alex din clasa a 6-a. Să zicem, este cel mai titrat dintre ei. A avut cele mai frumoase rezultate la fizică. În clasa a 6-a a luat premiul 2. Între a 8-a a luat mențiune și mă refer la premii și mențiuni oferite de Ministerul Educației. Între a 7-a cred că a luat medalie, a urmat pandemia, într-un an nu s-a desfășurat etapa națională, în anul următor, între a 10-a s-a desfășurat Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică, acolo a luat premiul 2 și anul trecut a luat mențiune minister. Acum rămâne de văzut dacă posibilitățile financiare îi vor permite să ajungă student la Oxford. Din câte știu, ei au accesat și vor accesa și admiterea la universități din Europa, deci lucrurile vor fi poate altfel. Din generația respectivă aș vrea să punctez și faptul că are colegi, tot participanți la etapele naționale, colegi care au dat admitere, de exemplu, la Cambridge și ei așteaptă un rezultat pe 25. E o generație mai mult decât valoroasă, adică nu au fost
câte un elev care să fie declarat admis, pentru că în istoria Rareșului mai există și Titus Dascălu și Sebastian Leontic și Manoli Daniel, și ei sunt admiși la universități de prestigiu. Ei au prins o altă conjunctură. Acum vom vedea dacă și Alex și colegul lui vor reuși să ajungă acolo unde au accesat.